beneficiarii noștri au fost deosebiți, s-au bucurat să spună că evenimentul înseamnă 25 de ani de la înființarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului și să știți că au fost foarte inventivi. Cei 25 de ani au apărut pe diverse obiecte, au apărut pe salata de bœuf, a fost sărbătorit 25 de ani din castane, așa cum ați văzut aici la Bleidorf, sau dintr-un colăcuț făcut pe mesele unde ne-au așteptat. De asemenea, ne-am bucurat de foarte multe obiecte făcute de către ei și de faptul că ne-au zâmbit pe tot parcursul vizitelor pe care noi le-am avut. Marți, la complexul Bleidorp, o nouă viață Suceava, vizitatorii au făcut un tur al atelierelor de lucru, unde persoane adulte cu handicap, dar și copii, erau antrenați în activități pe diverse categorii. Le mulțumim tuturor care ne-au trecut pragul astăzi la porți deschise către comunitate. Le-am pregătit o zi normală, o zi normală în Bleidorp, în care să ne promovăm și să arătăm și comunității serviciile care le oferim în cadrul celor două centre, centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și centru de recuperare de tip ambulator. Am încercat să vă arătăm o zi în serviciile pentru copii, o zi în care copiii v-au arătat ce pot ei să facă. A fost o zi în care am făcut salată de fructe, am făcut o șezătoare în care copiii au arătat cum era satul de altă dată. Am pregătit de asemenea suc de mere. Am pregătit o terapie senzorială, am încercat să adaptăm activitățile de astăzi unei zile în care avem oaspeți. Nu este pentru noi o zi obișnuită, pentru că într-o zi obișnuită facem terapie cu copiii, este nevoie de alte condiții, este nevoie de liniște, dar sperăm că oaspeții noștri au putut să vadă bucuria copiilor, au putut să vadă mediul în care aceștia trăiesc și vin zi de zi, pentru că este, considerăm noi, foarte important pentru familii, foarte important pentru comunitate să afle că acești copii pot să beneficieze de activități ca orice copil cu dezvoltare normală. Prin campania Porți Deschise spre Comunitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, a oferit tuturor prilejul de a vizita centrele de copii și adulți din subordine, fiind organizate activități cu beneficiarii din sistem, printre care un târg de preparate culinare românești, ateliere în cadrul centrelor, defilarea copiilor din sistem, activități de terapie ocupațională, ori expoziții handmade. Este un moment aniversar. Încă o dată mulțumesc la mulți ani, mulțumesc și celor din societatea civilă, autorităților care au însemnat parteneri adevărați pentru protecția copilului, pentru DGASPC, pentru că numai în parteneriat putem face progrese pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. La mulți ani și mulțumesc tuturor!